Salut, salut, băieți, dați like și subscribe. Salutare tuturor, băieți, și bine, în acest clip sunt Sorel și azi am venit cu un clip foarte interesant care cred că majoritatea l-ați așteptat până acum. Și sincer, chiar și eu, deoarece am niște vești puțin amuzante, puțin cam triste, deoarece acest canal va trece printr-o schimbare majoră, putem spune, în parcursul acestei luni. Dar fără alte discuții, haideți să dăm un match și să vă povestesc totul în detaliu. Ei bine, în primul rând aș începe cu chestia spunând că nu mă las definitiv de Stumble Guys, dar voi introduce și o altă tipologie de jocuri care am adus-o la începutul acestui canal, aceea fiind cu Brawl Stars, Clash of Clans și Clash Royale. Și cred că vă întrebați, bro, de ce să te apuci de aceste jocuri care nu mai sunt la modă, bro? S-au dus timpurile lor și toate acestea. Ei bine, eu mă apuc de aceste jocuri deoarece, după cum bine știți, am ajuns Tier 2 la Brawl Stars. Deci, în concluzie, vreau din nou să mă apuc și bineînțeles ca fiecare alții, dacă ați fost în locul meu, v-ați fi apucat dacă ați avut această oportunitate. Și plus, eu nu mă las de Stumble Guys deoarece nu mi mai aduce vizualizări pe canal, ci doar faptul că, bro, de ce să nu profit de acest lucru dacă tot nu am avut suport din partea acestui joc, adică Stumble Guys, pe parcursul acestor ani care am postat acest joc. Și bineînțeles, de ce să nu mă reapuc de jocul care m-a adus până aici, bineînțeles. Și în concluzie, sincer, chiar aș vrea să readuc această serie și cred că și voi ați dori acest lucru să-l vedeți înapoi pe canal. Doar cei OG își mai aduc aminte de acele vremuri când băgam push până la rang 25 și bineînțeles pe alte categorii. Dar eu zic că este momentul să ne jucăm înapoi și pe acest jocuri. Pentru că, bro, de ce să nu? Deci asta este unica chestie care în continuu m-am întrebat și cred că majoritatea la fel. Dar acum, trecând de la acest subiect, este momentul să vă anunț noua tematică de iarnă și bineînțeles merch-ul oficial Astral Royal, care se va lansa în parcursul lunii decembrie, deci pe 1 decembrie, fiți cu ochii pe fază pe pagina mea de Instagram, deoarece acolo vă voi anunța oficial merch-ul meu personalizat, care îl puteți comanda la orice oră și bineînțeles cu un preț foarte, foarte mic. Deci vă aștept pe data de 1 decembrie pentru a sărbători alături de mine prima lansare a merch-ului de Crăciun. Și bineînțeles, thumbnail-ul și avatarul canalului de YouTube va fi schimbat chiar după ce vedeți acest video, deci dați o privire și la acest thumbnail și spuneți-mi părerea voastră în comentarii dacă vă place și bineînțeles. Dar acum că am terminat să vă spun aceste informații, am observat o chestie foarte interesantă, că am deblocat un ticket gold la Stumble Pass și văd că apare acest icon că ne putem juca la bloc de cele legendare, deci eu zic să dăm un match și aici să vedem ce rezultate vom aduce. Și bineînțeles, dacă vă întrebați ce planuri am pentru sfârșitul acestui an, ei bine, în scurt timp voi anunța un live streaming în care voi da gratis 2 sau 3 Stumble Pass-uri complet gratis pentru voi, speciale de Crăciun cu aceste skin-uri mirobolante pe care vă le las aici pe ecran să vedeți și voi ce conține. Și bineînțeles, bro, de ce să nu facem noi niște cadouri și să fim moș astral? Asta cred că vă întrebați cu toții și sincer a venit momentul să facem și noi acest lucru și sincer chiar abia aștept să ne distrăm împreună pe acel live streaming și să vă ofer în număr cât mai mare cât mai multe Stumble Pass-uri. Acum haideți să ne concentrăm puțin și la meci, deoarece acesta este un meci important, deoarece ne ajută să deblocăm gemuri gratis. Da, asta e cel mai important lucru când te joci la bloc de legendary, pentru că bro, poți câștiga cu un simplu ticket, poți câștiga gemuri complet gratis, deci bro, să nu ne batem joc cel mai bine. Hai să vedem, 9 au picat și acum sincer vă întrebați, bro, ai vorbit până acum de toate aceste schimbări și acum vorbești despre Stumble Guys? Deci, Brawl Stars cu acestea vor apărea, mi se pare, câte 2 episoade pe săptămână. Aici rămâne încă să stabilesc în ce zile mai exact, dar o să vedeți pe canal atunci când vor apărea aceste videouri. Oh my god, brother, acolo am primit un pumn, dar nu este nicio problemă, deoarece trecem fără nicio problemă. Aceeași mai lăsa un pic, bro, să sară ei. Aici direct trecem pe aici și mi se pare că ne-am calificat. Dacă mai pierde unul,
Da. Bun, și suntem în cel de-al doilea meci și sincer, aș vrea să vă întreb pe voi ce schimbări ați mai vrea la acest canal de YouTube, pentru că, bro, trebuie din când în când să mai ascultăm părerile comunității, deci lăsați-mă în părerea voastră în comentarii și cu schimbarea pe care o doriți să o realizăm în 2024 pe canalul meu de YouTube. Și stați liniștiți, ca ultim clip al anului 2023 veți avea un clip special în care vreau să vă spun targeturile pe care vreau să le ating în anul 2024 și bineînțeles și cu targeturile care le-am desfășurat în acest an, pentru că vă mulțumesc deja foarte mult că am ajuns până la această sumă, bineînțeles la abonați și bineînțeles la vizualizări. Și da, recunosc că și contentul a mai avansat din când în când, dar sincer se poate moderniza foarte curând, deci rămâneți pe fază, pentru că urmează schimbări foarte mari. Schimbarea pe care am văzut-o chiar acum este că s-a adăugat această mapă Elimination Cup, care costă doar 15 Stumble Tokens, bro. Deci aici cred că ar trebui să se joace cei mai mulți player, deoarece, bro, Și Stumble Tokens sincer avem. sper să nu se întâmple aceleași chestii, să vină toți pe mine și să mă lovească, deoarece este foarte, foarte, foarte enervant și cred că și pe voi vă enervează extrem de mult ca mine. Dar, na, ce să-i faci? Bro, nu merge piciorul. Nu merge piciorul! Nu! Da, cred că am murit din păcate. Doar să reușim să trecem cu această invizibilitate, să ne calificăm în următoarea fază. Bun, hai aici. Nu m-a ajutat prea mult mingea, dar în fine. Acolo era să primesc un body. Nu, primul care pică. Altă chestie înainte de a încheia acest episod este să vă arăt și vouă această chestie care a fost introdusă de la Summerless, exclusiv de aceste chestii cu hamburger. De acum puteți achiziționa skin-uri speciale, Laser Shark, bineînțeles Animation și Footsteps. Amintiți-vă că mai aveți doar parte ore la dispoziție de când filmez acest video, deci grăbiți-vă imediat să le deblocați, pentru că altfel vor dispărea și pierdeți o șansă importantă, deoarece un singur skin special costă 1250 de Stumble Tokens în schimb de 1000 și ceva de gemuri. Deci, grăbiți-vă să le cumpărați dacă le vreți și voi. Da, băieți, cam asta a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați un like și subscribe și ne revedem mâine cu un alt video la aceeași oră, la fel de special. Pa, pa!